Luna trecută, în decembrie, am pierdut-o pe mama mea. Nu a murit din cauza COVID-19, ci din cauza unei alte afecțiuni. În toată viața sa profesională, mama a lucrat în cercetare medicală. De multe ori s-a confruntat cu bacterii și virusuri periculoase și am învățat de la ea și de la cărțile pe care le-am avut acasă cât de benefice sunt vaccinurile pentru sănătatea populației. Am suferit foarte mult din cauza pierderii mamei mele, dar și mai mult am suferit în tot anul care a trecut și înainte ca mama mea să moară, pentru că nu am putut să o îmbrățișez și să o sărut. De aceea vă rog pe toți să decideți să vă vaccinați, pentru că în felul acesta vă veți putea îmbrățișa și săruta fără grijă părinții și bunicii. În felul acesta vom fi cu toții sănătoși și vom putea să circulăm fără grijă peste granițe.